Și despre ce înseamnă să fii elev la Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice Ilie Socolescu. Șapte elevi, cărora le mulțumesc foarte mult. Cred că toți sunteți în clasa a 12-a, nu? Da. Este și motivul pentru care vă repetați pentru BAC zilele trecute când ne-ați vizitat la radio. S-au pregătit și ne vor prezenta liceul și proiectele. Ne aflăm în sala de festivități a colegiului, care este încă în amenajare, în formă așa provizorie, pentru că am vrut să fim gazde cât se poate de primitoare. Sperăm ca peste o lună să arate și mai frumos, să fie și mai bine. Primăria ne-a promis tot sprijinul în acest sens. Alături de dumneavoastră se află doamna Lavinia Elena Dobrică Băsi, profesor de matematică. Profesor de matematică, da? 1997, în acest liceu. 20 de ani. 20. Câte generații nu știu. Deci dacă mă spune, n-aș ști să vă spun câte generații mi-au trecut prin... Vă mulțumesc foarte mult pentru participare. Sper să reușim să dăm cuvântul tuturor celor pe care i-am prevăzut pentru astăzi. Deci, eu vă propun să nu mai lăsăm lucrurile să treneze așa. Am să spun numele celor care s-au pregătit pentru această emisiune, care m-au ajutat la pregătirea ei. Nicoleta Maranciuc, o spun pe ea prima, pentru că este cea care lipsește de pe flyerul acestui proiect. Timp de un an, rămân la școală o zi întreagă, pentru cursurile teoretice pe care le au în școală, fac și cursuri împreună cu persoanele desemnate de firma NBC. Anul trecut a fost doamna Anca Ioana Crețu, căreia trebuie să-i mulțumim pentru dedicație, pentru abnegație, pentru multele ore pe care le-a petrecut la noi în școală. Iar de anul acesta vom extinde parteneriatul și la clasele de tehnic. Adică și elevii de la profilul tehnic vor învăța să proiecteze folosind un soft specializat pentru arhitectură, construcții și instalații. Eu am fost o singură dată, pentru că așa mi-a permis programul, la susținerea lucrărilor de atestat. Și am fost efectiv impresionată de ce au reușit să învețe copiii noștri cu sprijinul acestor profesioniști. Mi-ar plăcea să vadă mai multă lume. Cât de efort... Aceștia, vedeți, chiar construiesc, chiar au refăcut fața orașului. Lucrările lor le vedem zi de zi când trecem pe anumite străzi. Mai ai ceva de spus? Aș vrea să spun un lucru foarte important, că nu pentru școală, ci pentru viață învățăm. Aceasta este deviza școlii. Nu pentru școală, ci pentru viață învățăm. Eu aș vrea să vă mulțumesc pentru acest frumos titlu al emisiunii. Cred că l-ați găsit minunat și mă bucur că l-ați găsit. Socolescu, tu faci programul la RFI România. Mulțumesc pentru acest titlu. Deci eu zic să mergem mai departe. Nicoleta Maranciuc. Bună ziua! Mă numesc Maranciuc Nicoleta și sunt de asemenea elev în clasa 12-a a liceului Socolescu și vreau să vă introduc pe Ion Nicolae Socolescu ca personalitate, pentru că nu degeaba suntem aici și nu degeaba luăm magie. Ion Nicolae Socolescu este unul dintre principalii arhitecți al arhitecturii românești. El, lângă Ion Mincu și Grigore Cerchez, a fost cel
care a pus bazele unei arhitecturi naționale și a încercat să dezvolte asta prin alăturarea tradiționalismului nostru cu elemente orientale. De asemenea... spațiu care, de fapt, e un fel de teatru, teatru, spațiu teatral, care e decor, dar de fapt este un teatru, o construcție în cadrul unei construcții. Asta este obsesia mea, asta am și învățat de altfel de când am început să lucrez, că noi arhitecții facem o scenografie pe care zic eu că și care de fapt s-a și văzut în lume se întâmplă așa, adică scenografia astăzi este cumva arhitectură, mai mult decât era înainte pictură, trombări și alte... Poți teroriza niște, sau forma greșit niște muzafiri pe care arhitectura inevitabil se expune orașului, este un act public. Aici este o mare problemă, pentru că s-ar putea să contribuiți la deformarea gustului mai multor generații, ceea ce se întâmplă cu asupra de măsură în ultimii zeci de ani după Revoluție. Avem o întrebare. Domnule Teacă, v-am citit recent cartea Spații fără timp, arhitectură ortodoxă contemporană. Și voiam să vă întreb, având în vedere realitatea actuală de la dealul Arsenalului, ce părere aveți dumneavoastră despre arhitectura ca fenomen cultural în țară? Ce cred românii și cât de important pentru ei este arhitectura? Aici sunt două, în întrebarea asta sunt două aspecte. Una este aspectul arhitecturii ecleziale, ortodoxe. Și alta este despre arhitectura generală. Cu care se începe? Cu arhitectura în general. Cu arhitectura în general. Arhitectura, dacă vă uitați așa prin istorie, e foarte simplu de înțeles și de concluzionat, se face în țări care, sau în zone care au un grad de civilizație și cultură foarte ridicat. Ce civilizație? Sunt două lucruri. Civilizația este o chestie care e orientată spre praxis, spre lumea practică, științe, tehnologii și așa mai departe, și cultura care ține de partea ideală. Dacă vă... E de discutat și aici că sunt locate din lumea culturii, din lumea civilizației, în lumea culturii. Cum sunt scrieri de fizică care nu mai sunt actuale. În mediul tău, citește așa. E interesant. Dar... așa. Problema este că România nu este acolo. Noi avem multe probleme. Noi avem probleme de trăit în oraș. Deci trăitul în locuirea împreună în oraș, în România, este foarte recentă. Și mai refer, mai ales la Moldova și țara românească. Orașele astea, care așa sunt numite orașe, de fapt, dacă uităm mai atent la textura lor, sunt mai mult târguri. Deși am făcut și un an de scenografie, în clasa 9 am făcut că am făcut scenografie, apoi m-am plictisit la scenografie și m-am mutat la grafică și prietenii mei erau acolo și cu Aurel Bulacu am studiat într-un mod foarte plăcut. La sfârșit atunci. Am înțeles. Fără regrete, mulțumesc Socolescu pentru că ați făcut programul la RFI astăzi. Foarte pe scurt, Nicoleta Maranciuc, Cristiana Izabela Mana, Alexandra Dimalazăr, Tudor Sabin Lunciuc, Amos Constantin Târcă, Paul Baltă și Hilde Ion au fost cei care ne-au ajutat la construirea acestui program.